Oboseala intensă care ne împiedică să ne desfășurăm activitățile obișnuite și care durează de mai multe luni poate fi un semnal de alarmă. Medicii atenționează asupra stării de oboseală cronică. Conform Digi24, stresul cotidian, stilul de viață necorespunzător, activitățile zilnice istovitoare își pun adesea amprenta asupra stării de sănătate. De cele mai multe ori, impactul acestor factori este resimțit ca o oboseală accentuată, tranzitorie sau care poate persista. Dacă oboseala durează de cel puțin 6 luni, nu poate fi ameliorată prin odihnă și este însoțită și de alte simptome. Atunci trebuie luat în calcul sindromul de oboseală cronică. Pentru identificarea unor eventuale dezechilibre în organism și inițierea tratamentului, este esențială efectuarea unor investigații medicale. Efectuate periodic, consultațiile medicale de rutină și investigațiile uzuale pot oferi un tablou în dinamică al stării de sănătate și pot detecta din timp eventualele afecțiuni. Oboseala cronică poate fi și un simptom al unor afecțiuni cardiace, pulmonare, neurologice, inflamatorii, infecțioase sau anemii. În unele situații poate exista și o predispoziție genetică pentru o astfel de afectare. Pentru evaluarea stării de sănătate, identificarea cauzelor și găsirea celor mai bune soluții terapeutice, se impune un consult de medicină internă. Dacă este necesar, pacientul poate fi direcționat și spre alte consultații de specialitate. Medicul internist va interpreta rezultatele obținute în urma investigațiilor și a evaluărilor din celelalte specialități și le va integra în strategia terapeutică optimă pentru fiecare caz în parte, relatează Digi24.